Unul ușor stătea pe o frunză în lumina lunii. Unde este ușorul? Pe o frunză. Unul ușor stătea pe o frunză în lumina lunii. Hai să vedem acum ce se întâmplă. Soare. Într-o duminică dimineața, când soarele răsare, cald și zâmbitor, poc! Din ușor iese o omidă mică, mică. Unde este omida? A ieșit din ușor o omidă mică, mică, mică. Atunci când soarele a început să zâmbească dimineața, duminică. Ce-am făcut? Explodit-o. A explodat-o ușor. El era foarte foame, așa că porni de grabă să caute de mâncare. Cum caută de mâncare omida? Luni mănâncă dintr-un măr, dar tot îi mai era foame. Hai să vedem, ajută-mă, ajută-mă. Marți mănâncă din două pere, dar tot îi mai era foame. Miercuri mănâncă din trei prune. Unde sunt prunele? Arată-mi-le. Numărele. 1, 2, 3. Bravo! Dar tot îi era foame. Ajută-mă, ajută-mă. Joi mănâncă din patru căpșune, dar tot îi era foame. 4. Bravo, ajută-mă, ajută-mă. Vai, ce ajutor am! Vineri mănâncă din 5 portocale, dar tot îi mai era foame. Hai să numărăm portocalele. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, copii! Fiți atenți acum ce se întâmplă. Sâmbătă. Oare ce-a mai mâncat omida? O prăjitură de ciocolată? O înghețată. O înghețată. Castravete. O felie de cașcaval. Și o bucată de salam. Bravo! Bravo! O cădea. O felie de plăcintă cu cireșe. Un gârnat. O brioșă și o felie de pepenaș. Bravo! În noaptea care a urmat, pe omidă a dus o burtică. De ce? Că mânca prea veni o nouă zi, duminică. Omidă mănâncă o frunză verde și fragedă. Și se simte mult mai bine. În sfârșit, nu-i mai era foame. Și dintr-o omidă mididică, mididică, se făcuse o omidă mare și groasă. Unde e omida mare și groasă? Uite, uite-o, grăsana. Omida își construi o căsuță numită cocon. Cocon. Și se culcă înăuntru. Cum doarme omida înăuntru? Da. După două săptămâni și mai bine de somn, a dormit două săptămâni. Se trezi. Se făcu o gaură în cocon și când se strecură încet, încet afară, era un minunat fluturaș. Minunat! Ia uite ce minunat era. Într-o micuță omidă, dintr-un ușor mic pe frunză. Așa m-a ajuns omidă. S-a transformat într-un micuț și frumos fluturaș. Dar nu-i nimic, noi cum știm, cum s-a născut omida și cum din omida mâncăcioasă s-a născut un minunat și colorat fluturaș.
Ei, pentru că ați fost foarte cuminți și pentru că